Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ziua de astăzi ne-am propus să discutăm despre validarea sau nevalidarea mandatului primarului general Andrei Năstase și vom aborda împreună aceste aspecte, împreună cu Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit. Bine m-am găsit. Și Mihai Popșoi, vicepreședinte PAS. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule Lebedinski, vreau să încep această emisiune cu dumneavoastră prin a vă întreba de ce a apărut această confuzie legată de ceea ce se numește validarea mandatului primarului general și, de fapt, o serie de acuzații, discutam și în repetate rânduri în acest studio, erau și sunt aduse reprezentanților Partidului Socialiștilor, care până la urmă au cerut doar constatarea faptelor. Da? Asta era ideea. Știți, îmi vine foarte greu să mă expun asupra unei hotărâri a instanței de judecată, mai mult ca atât acum merge examinarea în curte de apel acestui proces. Nu aș vrea să mai... Totuși sunt din sistemul venit din avocatură, da, și nu sunt predispus să mă expun cumva, dar în cazul dat eu nu înțeleg cum o instanță de judecată poate să primească o decizie asupra căruia niciuna din părți n-a solicitat. Adică instanța trebuie și-a depășit evident împuternicirile sale și a emis o astfel de soluție. Deoarece nici noi, nici CECU, nici Comisia de Circumscripții, nici Andrei Năstase nu a solicitat niciuna din cerințele care au fost adoptate de către instanța de judecată. Deci e pentru mine foarte complicat să explic din care considerente instanța a adoptat o astfel de cerință. Noi, de fapt, am solicitat foarte clar să fie constatat. Dacă încălcările admise de către Andrei Năstase în sâmbătă și duminică, în ziua alegerilor, data înainte, de 2-3 iunie și respectiv în campanie electorală, ceea ce e legat de implicarea persoanelor cetățenilor străini în campanie electorală, dacă acestea reprezintă încălcări grave și urmează să fie, care urmează să fie sancțiunile. De fapt, pentru noi aceasta era o decizie care venea să clarifice. Care venea, da, să clarifice situația creată în sfer. Deoarece pentru noi era destul de neclar cum un candidat își permite să facă agitație, necătând la faptul că codul electoral interzice implicarea persoanelor cetățenilor străini în campanie electorală. El îi implică, alte persoane vin, nicio reacție, nimic. În ziua alegerilor își permite să intre în secțiile de votare, să vorbească cu observatori, reprezentanți, membrii comisiilor, să meargă automobilele cu difuzoare care cu vocea lui Năstase să facă agitație politică și poliția, mai mult atât, automobilul, poliției, patrulare trece pe alături de automobil, da? Nicio reacție, nimic. Chemarea la vot nu este agitație. Vă rog, conform codului electoral. Nu, haideți să examinăm hotărârile. Conform codului electoral. Chemarea reprezintă, chemarea la vot reprezintă agitație electorală. Conform CEC-ului, agitație este chemarea pentru a vota pentru un anumit candidat. Noi vorbim de vocea lui Andrei Năstase. Puteți să fie vocea măcar și al Papa de la Roma. CEC-ul spune că, cu codul electoral, spune că agitația este chemarea la vot pentru a vota un anumit candidat. Și în cazul când el spune că asta e ultima șansă, că doar noi împreună primim decizii. Este deja interpretare. Nu interpretarea, astea sunt cuvintele lui. Da, dar codul spune expres. Dumnealui a chemat pe cineva să voteze pentru el în ziua alegerilor sau nu? Anume din considerentul ăsta noi și am vrut să vedem. Dacă domnul Ce să vedeți? Codul electoral e clar. Nu, ce să vedeți? Dacă acțiunile domnul Năstase, instanța de judecată, le califică că acesta nu reprezintă o încălcare, atunci pregătiți-vă că la alegerile parlamentare o să aveți așa situație în toată țara. Dar la alegerile astea au fost. Domnul Ceban, exact ca și domnul Năstase, a chemat oamenii la vot în ziua alegerilor. N-a făcut-o dumnealui. Cum n-a făcut-o? Ia uitați-vă, video este pe publica, dumnealui după ce a ieșit din secția de votare, a spus mulțumesc și a încurajat oamenii, a chemat oamenii să iasă la vot. Exact așa, domnul Năstase. Nu încurcați. Domnule, eu vreau de fapt să vă întreb. Da. Iată, după alegeri și perindarea asta, nici nu știu cum să o numesc, răgânarea, mai bine zis, cu ceea ce urma să se întâmple, de fapt e vorba de validare, au ieșit și o mulțime de oameni în stradă, susținătorii lui Andrei Năstase. Iată și la această oră în care noi suntem în emisie directă acum, la Curtea de Apel mai sunt susținători, dar în același timp domnia sa vorbea și despre un număr impunător de polițiști. Ca să fiu foarte concret, exact, această decizie este trecută prin filtrul politicului, de aceea și s-a... Evident, evident. Și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor care au ieșit ieri la protest, care sunt astăzi
fie că sunt la judecătărie, fie că sunt lângă primărie sau în Piața Mare a Adunării Naționale, unde probabil vom sta astăzi până târziu, până vom vedea care va fi decizia curții. Și încurajez pe toți chișinăuienii, pe toți cetățenii Republicii Moldova, care nu sunt indiferenți față de încălcarea drepturilor noastre democratice, dreptul de a alege, să nu rămână indiferent și să se alăture forțelor pro-democratice, să se alăture în apărarea drepturilor fundamentale și să iasă la vot și să spună un nu ferm aceste uzurpări a puterii de către domnul Plahotniuc prin intermediul justiției pe care dumnealui o controlează. Ori cunoaștem că doamna Berdilo s-a făcut cunoscută recent prin numirea foarte controversată a domnului Gamrețchi la judecătorie, la primăria Chișinău, în contextul electoral. Deci dumnei deja are, putem spune, că are anumite antecedente în colaborarea cu guvernarea, dar nu este un secret pentru nimeni. Justiția din Republica Moldova este controlată la toate nivelele de către domnul Plahotniuc. Dacă e să vorbim, iată, de alegeri, la modul concret, se creează un precedent. În istoria Republicii Moldova noi nu am avut cazuri atunci când nu au fost validate. Într-adevăr, este un precedent extraordinar de periculos. În toți cei 26 de ani de la independență nu avem un precedent în care o instanță judecătorească să anuleze votul cetățenilor liber exprimat într-un scrutin democratic. Or, acest scrutin a fost recunoscut de observatori internaționali, a fost recunoscut până și de partea pierdantă, până și de domnul Ceban în ziua alegerilor, care a avut curajul și demnitatea să recunoască că a fost înfrânt. Ori vedem acum această tergiversare, vedem și în cadrul procesului că reclamantul Partidul Socialiștilor vine cu anumite intervenienți pentru, nu știu, a tergiversa procesul sau sunt careva alte interese, dar este păcat, pentru că chișinăuienii s-au expus în număr extrem de mare, într-un mod tranșant, care este candidatul pe care și-l doresc ei la cârma primăriei. Domnule Lebedinski, da, vă rog, chișinăuienii înțeleg ce se întâmplă? În primul rând am vrut să concretizez unele momente. Domnul Ceban, într-adevăr, a recunoscut numeric înfrângerea, reieșind din această diferență de 12.000 de voturi. Dar toate circumstanțele, ce s-a întâmplat în timp, în ziua alegerilor, domnul Ceban nu știe. Și necătând la aceasta, el oricum nu merge la solicitarea de a nu valida alegerile. Deci se recunoaște înfrângerea. El recunoaște că a avut loc un scrutin unde a avut loc încălcări a codului electoral și instanța de judecat urmează să se expună asupra încălcărilor. Noi nu am solicitat noi să nu fie validat. Și în cazul dat, cel mai mare pierdant, de fapt, este domnul Ceban. Pentru noi, toată campania electorală, pe ce s-a bazat? Andrei Năstas este susținut de Europa și de puterile pro-europene, respectiv de o parte bună a cetățenilor din municipiul Chișinău și suburbii care susțin vectorul pro-european, iar Ion Ceban este specialist în domeniu, noi am mers cu acest mesaj. El este specialist, el a venit în primărie pentru a-și continua activitatea și pentru anul viitor să plideze iarăși pentru funcție de primar. Și în situația când instanța de judecată, ați menționat că este un precedent. Nu, aceasta este o normă legală care urmează să fie respectată. În situația când, într-adevăr, sunt un exces de încălcări care poate să denatureze rezultatul alegerilor, atunci instanța urmează să nu le valideze. Dar noi trebuie să vedem. Instanța nu s-a expus asupra că uitați-vă, 12.000 de voturi au fost falsificate, au fost obținute ilegal. Din acest considerent, noi anulăm rezultatul votului. Și nu urma să fie anulat întreg votul, dar doar în partea care a fost încălcată. În cazul dat, noi ne-am adresat în instanța judecată ca să... Cum asta practic putea să aibă loc? O expun. Noi ne-am adresat în instanța de judecată ca rezultatele, să spunem așa, să fie constatate încălcările din partea lui Andrei Năstase, dacă din partea lui Andrei Năstase sau din partea, nu știu, a societății civile, aveau să fie înaintat o altă cerere privind încălcările care au fost admise de către Ion Ceban, atunci eu înțelegeam poziția instanței de judecată. Că, uite, au fost constatate încălcări din partea la unul, încălcări din partea la altul, din considerentul ăsta noi nu validăm alegerile. Dar în situația când sunt o singură solicitare și instanța nu validează la ambii, că după lege trebuie să nu valideze mandatul lui Andrei Năstase, să aibă loc revotarea
cu un singur candidat, respectiv dacă... Într-un numărul necesar de voturi, Ion Ceban trebuie să fie câștigător la acestea. Dar cum s-a făcut? Instanța cea judecată a mers că îl victimizează acum pe Andrei Năstase. Da. Respectiv, îi dă temei ca să ridice populația și uitați-vă că este încălcat dreptul lui și votul cetățenilor, într-adevăr, votul cetățenilor este încălcat în cazul dat de către instanța de judecată a majorității. Și el nu are careva obligațiuni față, dacă nu dă Doamne astăzi instanța de judecată, vorbim de curtea de apel, lasă în vigoare această hotărâre, înseamnă că cel mai mare cardat... Chiar nu dă Doamne? Chiar. Nu, vă spun, că pentru noi era rentabil... Dacă nu dă Doamne, de ce să nu revocați? De ce să nu vă luați cererea? Dar nu poți să o iei, că acolo nu suntem noi parte, acolo este CECU și este Comisia Electorală. Plângerea nu este spusă de către PSRM. Noi n-am solicitat să nu fie validate. Asta și întrebarea. Nu e solicitat. Un dar a fost solicitarea PSRM-ului. Să fie constatat încălcările și un expert din care considerat. Nu domn vreau Papușor, să iau tipul eu vreau de fapt să vă întreb. Iată prin această nevalidare, până la ora actuală, cel puțin. Nu, dați voi încă un minut. Și în cazul dacă astăzi rămâne în vigoare această hotărâre, nu, astăzi, mâine, depinde când instanța se va expune, eu cred tot și astăzi cât de târziu n-o să fie, o să se expune. Atunci, Andrei Năstase rămâne pe cal, uite, eu sunt... cel mai bun și cel mai bun, avem să rezolv toate problemele Chișinăuiei, dar din pricina lui Plahotniuc nu ni s-a rezolvat. Ion Ceban... Nu numai lui Plahotniuc, și al PSRM-ului. Iacă și PSRM-ul, de obiect. Ce și v-am spus. Dar Ion Ceban și PSRM-ul, în cazul dat, rămân vinoveți de toate, măcar că noi nu avem nicio vină. De fapt, noi trebuie obiectiv, dacă să reșim, pentru noi, dacă PD-ul într-adevăr ne susținea pe noi, cum dumneavoastră insistați, toată campania și de acum un an jumate tot spune că împreună, atunci și alaltă, ieri sau alaltă ieri, când a fost hotărârea pe 19. Și astăzi avea să fie o singură hotărâre. Mandatul lui Andrei Năstase nu se validează, rămâne... Că rămâne de văzut, așa poate să fie. Eu aș înțelege că astea... Atunci eu spun, băi, bine, foarte bine mergem. Dar eu, din ceea ce văd eu la moment, mă scuzați, cei mai mari câștigători e Andrei Năstase. De fapt, eu revin la gândul pe care vroiam să-l enunț. Iată, până la ora actuală nu a fost validată această campanie electorală. Vreau să vă întreb, în cazul în care lucrurile rămân așa, ce înseamnă sau ce urmează să se întâmple? Avem un interimat la primărie, timp de un an până la următoarele alegeri și în același timp, în această perioadă, în acest interval de timp, Andrei Năstase mai acumulează dividende politice pentru parlamentarele din toamnă? Multe. Acumularea dividendelor politice e o chestie interpretabilă. Este cert, conform un interviu oferit de marele specialist în tot ce înseamnă domeniul electoral, domnul Iuri Ciocan, care lucrează acum pentru Partidul Democrat, figură cheie în anturajul premierului Filip, dumnealui a zis tranșant că da, alegeri nu pot avea loc pentru că așa prevede legea, deci următoarele alegeri, dacă, Doamne ferește, într-adevăr, nu se validează mandatul domnului Năstase, alegerile vor avea loc în vara viitoare. Dacă nu se validează alegeri, ceea ce a făcut prima instanță, dacă nu se validează doar mandatul lui Andrei Năstase, are loc revotare și conform rămâne Ion Ceban, atunci devine Ion Ceban primar. Conform spuselor domnului Ciocan, care este o autoritate, da, să zicem, în domeniul respectiv, electoral. Dumnealui a spus tranșant că alegerile urmează să aibă loc abia la anul viitor și dumnealui a mai zis încă ceva care pe mine m-a amuzat. El a sugerat că ar putea reveni sau că ar trebui să revină doamna Silvia Radu la primărie, ceea ce ar fi culmea, într-adevăr. Dar noi avem speranța că totuși domnul Plahotniuc va conștientiza gafa pe care a făcut-o. Nu e clar din ce motiv, ce l-a împins pe dumnealui să influențeze curtea într-un asemenea hal. Și sperăm că la Curtea de Apel astăzi să se revină la normalitate, să fie validat acest mandat, pentru că norma juridică este clară. Domnul Lebedinski a menționat despre partea cu implicarea sau cu susținerea actorilor externi. Da, aceasta nici nu a fost parte a litigiului, pentru că deja s-a luat o decizie incusă la Curtea Supremă acum câteva săptămâini. Această dar cât de corect se poate se pare dumneavoastră? Sunt dublă ipostază. Cum îl poate cineva acuza pe un anumit candidat, fie că e vorba de domnul Năstase, fie că e vorba de domnul Ceban sau oricine altcineva, de ceea ce face cineva din exterior?
că a făcut un mesaj și l-a plasat pe Facebook și cineva l-a văzut. Cum îl poți acuza pe un candidat de ceea ce a făcut cu două alte persoane? A fost și împreună la diferite posturi de televiziune. A fost când dumnealui a transmis mesajul în sala unde era el. Da. Mesajul nu știu, în sală, eu vă spun că împreună postere electorale sau să fi plătit din fondul electoral careva mesaj, asemenea lucruri n-au fost. Cum a fost în 2014, fotografia lui Putin și doamne Greceană și dar domnul Dodon. Dar nu erau aceste prevederi, nu era modificarea propusă de domnul Deliu. Domnul Deliu vine mai târziu cu această modificare. Dar în cazul dat, noi nu avem postere electorale, nu avem o conexiune directă. Ori într-un asemenea caz, dacă dumneavoastră sugerați că trebuie trasă răspundere candidatul pentru ceea ce face cineva de cine știe de unde, atunci riscăm să intrăm într-o situație foarte și foarte dificilă. Iată, anul 2018 e un an electoral pentru parlamentare. Haideți să mergem pe ideea ipotetică. Avem 5 candidați sau 5 partide politice, fiecare vin cu anumite personalități din diferite regiuni ale lumii care îi susțin într-o oarecare măsură. Dar așa va fi. Creăm un haos? Indiferent, dorim noi sau nu dorim, așa va fi. Domnul Dodon va merge la Moscova și domnul Putin va zice că ești băiat bravo, te susțin. Da, dar avem și cazul României. Da, și alții Dodon, vor merge în România. Domnul Dodon e apolitic. Nu e membru partid. Hai, nu glumele astea lăsați-le pentru la biere. Alții vor merge în altă parte. Și partenerile vor zice, e absolut ciudat, e straniu. Noi fiind membri a Partidului Popular European, membri cu acte în regulă, și partenerii noștri să nu poată zice că păi, ăștia sunt oameni în care noi avem încredere și noi avem, ei au toată susținerea noastră. Cum să nu poată fi... Dar nu în ziua alegerilor. Păi se face... Noi avem acord. În ziua alegerilor... Ce vezi mi-a spus? În ziua tăcerii. În ziua tăcerii. Cu vreo 30 de partide. Și atunci în Facebook trebuie să nu s-au limitat doar la rețelele de socializare. Da. Dar nu au fost panouri electorale cu nimeni din exterior. Au fost expuse la posturile de televiziune. Și atunci la posturile de televiziune îi privește. Posturile de televiziune. Ce avem noi cu posturile de televiziune? Respectiv, există legislație în vigoare care... Dar privește, postul de televiziune trebuie să poată răspundere. Suportați dumneavoastră răspundere pentru acțiunile lui Andrei Năstase. În primul rând, dumneavoastră nu sunteți reprezentatul lui. Și Andrei Năstase nu poate purta răspundere pentru ceea ce face o persoană terță. Nu aveți dreptate, deoarece Andrei Năstase, când s-a implicat în campanie electorală... Și asta a spus-o Curtea Supremă. Dumneavoastră nu aveți niciun argument juridic. Curtea Supremă s-a expus asupra problemei date. Și a spus că asta reprezintă o încălcare. Dar pe noi ne interesează dacă această, care a fost solicitarea noastră, dacă această încălcare este o încălcare gravă, exact, care duce la nevalidarea legilor. Și nu a fost. Cum nu? Că nu avem. Vedeți ce a făcut instanța de judecată. Acolo s-a, acolo s-a referit doar la partea cu agitația în ziua electorală. Partea cu din exterior nu s-a referit deloc. Nu duceți oamenii în eroare. Nu. Asta și-am vrut să vedem. Știți că e foarte complicat să lupți atunci când tu sterui să respecti toate regulile de joc, iar cineva își permite să încalce tot ce e posibil și imposibil. Anume, și pe noi ne interesează. Dacă voi... Domnul Ceban, când a spus că a îndemnat oamenii la vot să vină la vot în ziua alegerilor, domnule, el a făcut o încălcare gravă conform poziției dumneavoastră. Nu. Păi de ce atunci Andrei Năstase a făcut o încălcare? Dumneavoastră nu încurcați care e situația. Andrei Năstase... Nu curc nimic, vă spun exact situația. Nu aveți dreptate. Andrei Năstase, cu împrimarea vocii lui... Și domnul Ceban tot cu vocea lui a zis. Amuș, automobilii se deplasau pe un oraș și îndemnau lumea să vină la vot. Și câți oameni au auzit mai mulți? Din automobile sau că au arătat la publica? Mult mai mulți. La publica? Domnule Păpșoi, cazul și în cadrul unei dezbateri electorale la un post de televiziune, nu-i fac aici publicitate, când domnul Năstase a dat citire unui mesaj în emisie directă, spunând că, iată, are susținerea partenerilor din alte țări și respectiv lucrul ăsta nu este în detriment. Și aceasta este încălcare. Și declarația dumnealui personal. Conform, nu este o încălcare lucrul ăsta? Păi, hai să citim acum codul electoral. Exact, pentru că asta este o interpretare a dumneavoastră că este încălcare. Articolul 52 ce prevede? Este o interpretare a dumneavoastră că este încălcare. Dacă ar fi fost poster electoral sau dacă ar fi fost plătite aceste mesaje din fondul electoral, dar dacă cineva a emis un mesaj de susținere, dacă ar fi emis un mesaj de susținere, nu știu, partener de dumneavoastră și mi-e de ce nu a emis, ori nu aveți parteneri nicăieri în străinătate. Dacă ar fi emis cineva un mesaj de susținere,
Acesta ar fi contrazis și ar fi trebuit să fie trasă răspundere. Eu vă rog, domnule Bedin, după aceea trecem la alte aspecte. Această emisiune și declarații care le-a făcut acum domnul Popșoi, păstrați-le foarte bine, că nu o să treacă mai mult jumătate de an. Și toate aceste declarații dumnealui spun că nu, asta nu e drept. Nu trebuie să procedați așa. Dacă să fie poster electoral, dacă să fie poster cum a fost în 2014. Credeți-ne că poate de făcut, de interpretat cuvintele dumneavoastră, cum vreți. În afară de poze. Eu știu că dumneavoastră puteți să interpretați, și, dar e bine să faceți cu bună credință. Dar asta și spunem. Dumneavoastră acum doar tot nu o faceți asta cu bună credință. Sunteți impus să-l apărați pe Andrei Năsas. Măcar că s-ar permite. Noi cunoaștem că domnul că Patriarhul Kiril va veni în septembrie și toată campania socialiștilor va fi bazată pe imaginea Patriarhului Kiril, care conform legislației, teoretic, nu va fi încălcat legislația, pentru că domnul Patriarhul Kiril nu este figură politică. Eu zic să revenim un pic la legeri și la ce urmează. Codul electoral nu prevede doar persoană politică, persoană publică, care e efectuată agitație electorală de cetățeni care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova. De persoane care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Asta e prevedere. Da, dar prefericitul se anunță în septembrie. Campania urmează să fie un pic mai târziu. Electorală încă nu se începe. Da, dar imaginele cu dumnealui probabil vor fi utilizate în campanie. Domnule Papșor, eu vreau să revenim un pic la alegeri și la ceea ce se numește viitoarele acțiuni. Partidul pe care îl reprezentați, să înțeleg că îl susține pe Andrei Năstase în acțiunile pe care le întreprinde și, iată, ziua de astăzi ne va aduce o surpriză. Nu știu de ce natură este, probabil în acest interval de timp, se redactează. Ce urmează, iată, după ziua de astăzi? Dacă se validează, vine greu să spun exact ce va urma. Este clar ce va urma dacă nu se validează. Ce? Dacă nu se validează, vor continua proteste în masă până nu se va valida. Pentru că acest... Din punct de vedere juridic, mai avem o instanță. Păi am în vedere dacă nu se validează nici la Curtea Supremă. Asta da. Logica. Pentru că în acest caz vor fi cumva arse toate podurile. Deci vom aluneca încet, dar sigur, dar nici nu încet, dar foarte, foarte rapid, spre autoritarism, spre dictatură. Oricând o instanță judecătorească, care noi știm în Moldova că este controlată politic, anulează libera exprimare și votul democratic al cetățenilor, atunci nu mai putem vorbi nici pe departe de un stat de drept, un stat democratic, un stat care se vrea european. Și eu nu văd cum am putea noi să continuăm, cum zic americanii, business as usual, în circumstanțe când nici măcar votul democratic al cetățenilor nu este respectat. Ori nici în țări ca Rusia Putin nu-și permite să anuleze alegeri. Ori în Republica Moldova, un oarecare plahotniuc să anuleze alegerile în municipiul Chișinău, unde trăiește o treime din populația țării, unde e concentrată 60% din produsul intern brut al țării. E un afront clar și cras la adresa democrației și a tot ce înseamnă valori democratice și europene în Republica Moldova. Și cu siguranță presiunea publică, noi vom avea grijă ca anume așa să fie, presiunea publică să fie suficient de mare ca să se revină în albele normalității. Pentru că altfel, cum să mergi în alegeri parlamentare când numai ce ți s-a anulat un scrutin democratic? Cum să intre? Și nu știu cum care e părerea domnului Lebedinski și a Partidului Socialiștilor. Bro, pentru că în locul domnului Năstase, teoretic, ar putea fi oricine altcineva. Da. Bine, noi putem specula. De fapt, noi ne merităm situația asta. Relațiile apropiate între PSRM și PD fac mai puțin probabil ca PSRM să sufere. Dar care sunt argumentele dumneavoastră? Nu vă supărați că invoc acest aspect, dar în orice declarație, ziceam și aici în studio, ar trebui să avem un fundament. Apropierea dintre PD și PSRM? Da. Dar numirea doamnei ambasador Cristina Balan, care are o poziție ferm antirusească la Washington cu acordul domnului Dodon, nicio ripostă. Dar poziția sau numirea domnului Leancă în funcția de vicepremier ar însemna că oarecum este un satelit al PD-ului? Evident, dar dumneavoastră este o surpriză că domnul Leancă este un satelit al PD-ului? Nu este o surpriză, eu încerc să văd legătura logică dintre tot ce se întâmplă pe arena politică. Eu n-am zis că doamna Balan e satelitul lui domnul Dodon. Am zis doar că domnul Dodon nu a avut nicio problemă. La fel cum nu a avut nici democrație nicio problemă când au fost numiți ambasadori în Belarus și la Moscova.
Nu mai vorbim de schimbarea sistemului electoral într-un singur tur, care avantajează clar Partidul Socialiștilor și este în detrimentul opoziției centru-dreapta. Ori nu o să negați că ați văzut estimările din primul tur. 9 din 11 circumscripții, toate 9 circumscripții din Chișinău ar fi fost câștigate de un candidat generic, să zicem, al socialiștilor, când PSRM-ul a luat doar 40% în primul tur. Și cu acele 40% le-ar fi fost suficient să câștige în toate circumscripțiile din Chișinău. Este nereprezentativ și inechitabil sistemul care a fost aprobat mână în mână de către PD și PSRM. Domnul Păpșoi, dar de ce în această campanie electorală PD-ul nu a susținut, dacă e să mergem pe ipoteza pe care o lansați dumneavoastră, candidatul PSRM sau candidatul partidului... Dar v-a susținut pe candidatul vostru. Domnule Bedinski. Păi bine, au fost declarațiile lui domnul Năstase, care a spus că el va comunica și cu Parlamentul, și cu Candu, și cu Filip. Da, au fost făcute declarațiile lui personal. Și domnul Ceban a zis că va coopera cu oricine. Pentru că așa trebuie să cooperezi dacă ești primar în interesul cetățenilor. Poziția inițială era una tranșantă. Da. Nu mă așez la masa negocierilor sau la masa discuției. Ioan Ceban a declarat că din momentul când el va fi ales primar, el își depune mandatul său de membru de partid. Și ce relevanță are asta? Și atunci el lucrează în folosul societății. Dar în cazul Năstase, dumnealui a refuzat. Dumnezeu a menționat că schimbă foarte mult. Atunci acesta este un cetățean, un primar, care într-adevăr are mandatul să concreze tot. În cazul când domnul Năstase se impune pe sine ca un oponent al guvernării, el trebuie să fie oponent. Domn Păpșoi. El va rămâne oponent, dar va colabora. Ca să rămânem în albea celor discutate, să nu devinem un pic de la discuție. Dar el a spus că va concura cu Candu și cu Filip. Da. Domnul... Dacă va exista deschidere în interesul cetățenilor, nu poți să fii primar. Asta e o susținere evidentă din partea PD-ului. Știi ce s-a făcut? Susținere evidentă a fost în tot holdingul. Tot holdingul PD-ului a lucrat pentru domnul Ceban. Prin faptul că nu l-a criticat, dar l-a atacat dur doar pe candidatul Năstase. Și vă rog și... Chiar insist să vă uitați asupra monitorizărilor din mass media. Eu nu mă uit la canalele holdingului. Dar vă rog să vă uitați și o să vedeți. Și nu o să depuneți întrebarea pe cine au susținut. Nu, dar eu vă spun care e situația. Eu reies din realitate. Noi știm care e situația. Și care sunt rezultatele. Și cetățenii o știu, pentru că cetățenii au văzut, s-au uitat și la prime și la publica. Haideți să revenim la alegeri și la ceea ce urmează să se întâmple. Iată, dacă mergem pe ideea că aceste alegeri sunt validate, Andrei Năstase este primarul general al municipiului Chișinău. Cum ești trebuie să fie? Până la urmă, un an nu este cred. Suficient a pune în aplicare, nu știu, acele promisiuni electorale. Haideți să pornim de acolo ca să mișcăm carul ăsta din loc, care s-a împotmolit o perioadă lungă de timp și avem siguranța, tot în acest context, că nu este o trambulină pentru Andrei Năstase pentru parlamentare și în 2019 dânsul să favorizeze sau să aleagă, dacă va merge în alegerile parlamentare, funcția de deputat în detrimentul celui de... Dumneavoastră tot pedalați pe una din tezele domnului Ceban din campanie, dar campania s-a terminat. Eu vreau să aflu punctul de vedere. Dar și dumnealui în campanie și de nenumărate ori după a zis că dumnealui va rămâne la primărie. Ori asta a fost înțelegerea și cu noi și contractul său cu electoratul, dacă doriți. Aceasta a fost clar poziția dumnealui, că el va rămâne la primărie. Și noi avem toată certitudinea că anume așa va fi. Cât privește succesul sau insuccesul dumnealui în acest an, acest lucru depinde în mare parte, inclusiv de guvernare, despre care am menționat anterior. Dar depinde în mare parte și de Consiliu. Depinde și de Consiliu și de guvernare. Bine, cu guvernare are un cuvânt greu de spus în Consiliu. Dar istoria ne-a demonstrat că în Consiliu uneori ies scântei. E adevărat. Dar contează foarte mult de relația cu guvernul central. Ori s-a văzut la Bălți cum ce poate face guvernul dacă... dorește ca lucrurile să nu meargă bine. Și am văzut și în Chișinău, în perioada mandatului scurt și foarte așa colorat al doamnei Silviei Radu, cum s-au introdus pe ușa din spate diversi oameni dubioși în primărie pentru a submina viitorul primar în munca sa, pe care se vede că își făcuse calculele, în special după primul tur, PD-ul au înțeles că va fi domnul Năstase. Succesul lui va fi în partea principală va fi rezultatul, credem noi, a echipei pe care o va pune dumnealui la conducerea primăriei și la conducerea preturilor, în care se vor regăsi reprezentanți și din cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate, dar și din alte partide,
sau mai degrabă oameni care au demonstrat că au experiență, oameni integri. Vom avea susținerea și avem deja susținerea clară a partenerilor noștri pe linie PPE, inclusiv din România, primari din PNL, din Cluj, din Timișoara, din alte orașe mari ale României, care sunt dispuși inclusiv să ofere și ajutor financiar pentru proiecte în Chișinău, dar și expertiza lor de atragerea fondurilor europene, de a organiza mai bine funcționalitatea primăriei, pentru că cunoaștem primăria este disfuncțională, sunt foarte multe aspecte. Da. Și aici experiența partenerilor noștri din toate capitalele europene, dar inclusiv din România, ne va fi foarte utilă. Da, vă rog, și primele rezultate, suntem siguri că vor fi într-un timp foarte scurt, după validare. Vă rog, spuneți. Foarte bine ați spus că primăria noastră este disfuncțională și datorită cui? Datorită persoanei care a fost împreună cu Andrei Năstase, alaltă ieri la alegeri, și tot era scandal în fața primăriei și așa mai departe. Dorim Chertoar vorbim. De fapt, echipa integrală a PL-ului acum trece la... Nu, o să vedem cum o să fiți voi, PAS, da? Nu știu cum o să fiți... O să fiți o, nu mai trece echipa integrală, nu duceți oamenii doar asta să pentru că fizic e imposibil să treacă echipa integrală, pentru că... Fizic e posibil, deoarece ați fost susținut de PL, ați fost susținut în campanie electorală, de PL din mine ați fost susținut în campanie de partidul nostru împreună cu Renatul Stoate, ați fost susținut în echipă și, respectiv, eu am calculat, uitați-vă, persoanele, PPM-ul v-a susținut. Asta și aveți 26 de mandate. Partidul Unității Naționale și încă multe, multe alte partide. Nu, și vorbim de cei care sunt reprezentați în Consiliul Municipal. Asta vă permite, de fapt, să aveți o majoritate în Consiliul Municipal. Ei, și nu chiar așa. Mulți din PL au trecut la PD, de la PLD în general, toată fracțiunea e sub PD acum. Nu duceți lumea în eroare, domnule. De la PD, de la PL, PD-ul avea un singur consilier, da, da, merge vorba despre celelalte fracțiuni, care au trecut ca și în Parlament, o bună parte au trecut la PD. Și din contul la PNI, partidul nostru, vorbim de al lui Renato Sate, dumneavoastră aveți majoritatea aceasta cât de cât stabilă. PSRM cu PD, cei care controlează PD în Consiliul Municipal, au detașat majoritatea. PSRM cu PD nu a votat niciodată. Noi am votat împreună cu partidul nostru pe timpuri când erau... Când s-a format pentru că nu a fost primară domnul Năstase. Acum o să vedem. Domnul Ceban și-a spus că proiectele sociale, noi le votăm toate. Nu o să votăm proiectele ce este legat de partajarea. A fost îmbucurător imobilă. Să auzim de la domnul Ceban, inclusiv imediat după alegeri, că dumnealui va fi dispus să coopereze cu primarul ales Năstase și cumva a pus la dispoziția primarului ales disponibilitatea fracțiunii PSRM de a vota proiecte de interes și Chișinăului. Urmează să vedem cât de onest a fost domnul Ceban când a spus aceste cuvinte. Imediat și domnul Năstase va intra în funcție și își va lua mandatul bine meritat. Acest lucru va urma să-l vadă inclusiv și chișinăuienii. Domnul Hăpșoi, care, iată, cei care ne vizionează se întreabă primele acțiuni care vor fi? Avem perioadă relativ scurtă. Insist asupra acestui aspect. Tehnic, pentru aspecte tehnice legate de primele acțiuni, era bine probabil să-l invitați pe cineva din viitorii viceprimari, din echipa domnului Năstase, poate chiar de ce nu pe domnul Năstase însuși, pentru că cunoaștem că nu prea avem trecere nici la Accent TV, nici la NTV. De ce? De fiecare dată eu... Ultima dată m-ați invitat cu jumate de an în urmă. Era vorba de referendumul pe Chișinău. Eu am zis lucrul ăsta marți. La NTV n-a fost invitat niciodată. Atunci l-am invitat pe domnul Slusar, am invitat pe domnul Vovc, am invitat alți reprezentanți, domnul Pavlovski, care ne-a spus că iată, așteptăm decizia, nu putem să vă onorăm cu prezența. De fiecare dată, eu în calitate de ziarist încerc să mă justific. Pe mine m-ați invitat ultima dată jumate de an în urmă. La NTV nu am fost invitat niciodată. Ținea de un aspect la care dumneavoastră aveți tangență. Eu în calitate de ziarist spun lucrul ăsta în emisie. A fost invitat și reprezentantul unui partid. Eu din 2014 și n-am fost invitat niciodată. Iată, nici eu n-am fost și nici nu domnul solicit. Până atunci eram ca să fim corect și să demonstrăm telespectatorilor că respectăm ceea ce se numește pluralism de opinie, astăzi în calitate de ziarist am contactat și reprezentanții altor partide politice, precum este Partidul Democrat. Purtătorul de cuvânt nu ne-a răspuns la telefon. Un anumit deputat pe care l-am considerat
deputat, mai deputat, mai activ, cer scuze, a zis că este ocupat, nu poate da cursul invitației noastre. Era foarte noastre. Bine să fie cineva inclusiv de la PD, pentru că cetățenii asta trebuie a fost și să audă argumentul pe de care la am guvernare mers eu. Ce se întâmplă în țară, ori în țară avem proteste în masă, avem cetățenii sunt, există o anxietate publică, dacă doriți, și guvernarea a trebuit să se expună. Au existat și anumite speculații în presă, precum că domnul Plahotniuc ar fi, nu știu unde, în spital. Da, am citit astăzi și eu această gravă. Și am văzut că ulterior, în câteva minute, a publicat pe Facebook niște poze, precum că este viu și nevătămat. E bine să iasă public și să-și asume guvernarea, pentru că sunt la guvernare, deși nu o merită, deși nu au legitimitate, pentru că PD-ul a câștigat 15 mandate, sau... pardon, 19 mandate și 15% în parlamentarele din 2014 și acum guvernează, au majoritatea absolută și se apropie de majoritatea constituțională, dar nu au nicio legitimitate. Sondajele arată că sunt la limita pragului, dar totuși sunt la guvernare. Și având în vedere că sunt la guvernare așa cum au ajuns ei acolo, trebuie să aibă demnitatea și să iasă public în situații de criză. Ori avem o situație de criză când un primar ales cu 52,5%, cu peste 100.000 de voturi, îi se invalidează acest mandat, îi se scuipă în față, mă scuzați de expresie, tuturor celor care l-au votat, acest lucru este de nepermis. Ori dumnealor se ascund, nu vor să discute, și astăzi a fost ședința Parlamentului, înțeleg. Da, și nu a existat o poziție fermă. Ori domnul Candu, când e vorba să arunce declarații și să se dea cu miștourile, e primul. Ori când se iasă să vorbească într-o situație de criză, eu am o întrebare pe care o să insist să ne răspundeți ambii invitați. Iată, în diferite cercuri, inclusiv în cel politic, se vorbește despre faptul că Republica Moldova rămâne a fi un stat capturat. E așa, domnule Bedenski, Republica Moldova e controlată de un anumit partid și Dar nimeni niciodată acesta nu a negat și cred că și PD-ul tot recunosc acest și fapt. Deciziile chiar a instanței de judecată sunt trecute prin prisma politicului și prin prisma opticii Partidului Democrat? Pe data de 19, aceasta a demonstrat încă o dată că, în cazul dat, PD-ul și-a făcut menderile sale. A ignorat atât poziția PSRM-ului, cât și poziția PAS-ului, cât și, nu știu, a întregului tuturor alegătorilor din Chișinău, că a adoptat o decizie, la părerea mea, care cea mai absurdă care putea fi. Domnule Fapșor, decizia, vreau să vă întreb. Avem partajarea instituțiilor în stat după criteriu politic. Vi se pare firesc în contextul în care întrebam despre oligarhi și despre stat capturat? Instituțiile independente și autonome, evident că nu trebuie să fie nici de cum partajate politic. Această normă este clar un principiu democratic într-un stat care se respectă. Dar eu aș vrea să revin la întrebarea precedentă. Este sau nu un stat capturat? Cu siguranță că da. Și deși... mandatul domnului Dodon a fost validat, mandatul domnului Șor a fost validat, mandatul doamnei Tauber a fost validat și abia acum am ajuns să avem probleme. Dar ceea ce ține de controlul justiției, nu există niciun cetățean în această țară care urmărește situația social-politică din țară care să nu cunoască că justiția este capturată ca și multe alte instituții din Republica Moldova. Iar domnul Plahotniuc are la cheremul său butoanele prin care guvernează această țară. Domnul Păpșoi, dumneavoastră, la sigur ați văzut declarațiile domnului Deliu din 2015, chiar și pe rețele de socializare au fost plasate, versus declarațiile din 2018, raportat la ceea ce discutăm noi astăzi. Nu vi s-a părut explicația din 2018 un pic de ambiguă? La ce declarație? Domnul Deliu a avut multe declarații. Raportat la ceea ce numim noi utilizarea persoanelor străine în campaniile electorale. Dacă vreți să-mi dați un citat, pot expune. Nu, domnia sa spunea că nu ar trebui să fie perceput mot-a-mot ceea ce a spus dumnealui, ar trebui să citim mai atent acest articol și așa mai departe. Eu nu pot să mă expun fără a avea un claritate despre ce a spus domnul Deliu. Eu pot să vă spun care e poziția partenerilor noștri externi, atât din cadrul PPE, cât din cadrul Parlamentului European, din cadrul Comisiei Europene, de la București, inclusiv până și ministrul de externe a României, care până nu demult parcă erau parteneri ai PD-ului. Și ei au rămas stupefiați de ultimele evenimente. La întâlnirile cu corpul diplomatic, astăzi dimineața, tot corpul diplomatic, aproape toți ambasadorii UE și reprezentanții SUA au fost și au discutat cu doamna Maia Sandu și cu domnul Andrei Năstase și au exprimat solidaritatea lor
pentru valorile democratice și normele de drept din Republica Moldova. Și în discuția noastră cu corpul diplomatic de la Chișinău, toți sunt efectiv stupefiați și enorm de alarmați despre ceea ce se întâmplă în țară. Pentru că asemenea decizie nu face decât să ducă la tensionarea situației social-politice, iar aceasta poate degenera în orice moment. Noi știm această experiența Ucrainei. Este o involuție pentru democrația din Republica Moldova? Democrația noastră, democrația din Republica Moldova, într-adevăr, este o involuție. Mai mult ca atât, noi la orele 3:30 astăzi am avut întâlniri împreună cu domnul Țurcan Vladimir Banci, cu reprezentanții de la OSCE și am ridicat această întrebare cu referire la rezultatele alegerilor și respectiv a acestei hotărâri a instanței de judecată. Ei au rămas să examineze, să vadă și care decizii vor adopta și OSCE, dar noi toți suntem implicați în a anula decizia aceasta, așa cum este ea, pentru că o considerăm una nepertinitoare și excesivă din partea instanței de judecată. În punctul 51 acestei decizii, care probabil va deveni faimoasă și va putea intra în cărțile de drept, în punctul 51 acolo se menționează, doamna Berdilo scrie că prin acel video care a fost distribuit pe Facebook de nu știu câte ori, unde se invită oamenii la vot, a fost exercitată presiunea asupra cetățenilor de a ieși la vot, ori votul în Republica Moldova trebuie să fie liber. Păi imaginați ce stupiditate juridică și de e inimaginabil cum un jurist, un judecător poate să expună că o chemare la vot este o presiune asupra cetățenilor de a ieși la vot. Sau cum a numărat dumneiei vizualizările acelui video, dintre care majoritatea au fost după ziua alegerilor, dar e absolut irelevant. Noi glumeam că poate dumneiei are nevoie de o anumită expertiză, poate îl invită pe Mark Zuckerberg să-i facă o consultanță între cum lucrează algoritmul Facebook și cât și cum influențează sau nu influențează el alegerea oamenilor. E uluitor. Posibilitățile Facebook, dacă să intrăm în capacitățile și posibilitățile Facebook poate să delimiteze anume vizitatori ca acest video să fie repartizat anume pentru municipiul Chișinău. Aceasta îi permite. Da, el nu se poate spune pentru casa cu tare și cu tare, strada cu tare și pentru apartament cu tare. Dar sunteți de acord că ar fi bine să-l invităm pe domnul Zuckerberg să ne facă o consultanță? Să ne facă o consultanță ar fi foarte bine, deoarece eu am dubiile mele cei ce legat de securitate. Dar sunteți de acord că, că o chemare la vot nu este o presiune asupra electoratului? O chemare la vot, când aceasta o face însăși candidatul, aceasta reprezintă, în cazul dat, dacă este un mesaj transmis, bine, a ieșit de la secție de votare și ai spus că, uite, eu am votat pentru cutare și cutare și îndemn să-și expună poziția și fiecare cetățean. Dar când tu ești implicat nemijlocit, mergi din secție de votare în secție de votare, vorbești cu membrii comisiilor, când mesajul tău circulă prin tot orașul, mă scuzați. Da. Domnule Bedenski, mesajul domnului Ceban a circulat Vă rog, regenii zice că noi mai avem aproximativ 3 minute în cadrul acestei emisiuni. Cu părere de rău, Curtea de Apel încă nu s-a pronunțat pe marginea celor discutate de către noi. Eu vreau să vă întreb un aspect. Domnule Bedenski, atunci când vorbim, iată, anul 2018, a fost semnat un șir de declarații de independență, de unire, cer scuze, ce e drept simbolice până la urmă. Avem, iată, această susținere a Bucureștiului, iarăși iau în ghilimele de rigoare, și implicarea actorilor politici, este argumentată într-o oarecare măsură. Susținere pentru cine? Pentru anumiți candidați electorali. Trebuie să faceți distinție. Și vreau să vă întreb, este argumentată poziția că ar exista o susținere sau un interes dincolo de ocean, nu știu dacă ar merge pe un scenariu bine pus la punct? Că domnul Năstase ieșea în companie electorală cu mesajul clar că Cluj-Napoca îl va consulta împreună cu primarul din Cluj-Napoca, va veni și va prezenta expertiză, îi va arăta cum trebuie să lucreze municipiul Chișinău. Ce e rău în asta? Păi de asta și vă spunem. Dumnealui, de fapt, a implicat în campanie electorală cetățeni străini. Asta și este rău. Este legea Republicii Moldova care interzice. Poziția dumneavoastră. Poziția mea este următoarea. Eu vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor care au ieșit la protest ieri, care iese astăzi și care vor ieși în continuare. Votul tuturor nu este furat. Și dacă nu ripostăm astăzi la legile parlamentare, va fi vai și amar. De aceea vă invit cu toții să ne alăturăm protestului, să ne apărăm drepturile.
Domnule Bedinski, urmează Partidul Socialiștilor ce se întreprinde? O colaborare Partidul cu Viitor? Partidul Socialiștilor are platforma sa și are planul său de lucru pentru viitor. Noi ne implicăm mai departe în activitatea atât municipală cât și parlamentară și evident ne pregătim pentru alegerile parlamentare din toamnă, vedem toamnă, iarna anului 2018-2019. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru punctele de vedere pe care le-ați exprimat. Vreau tot în același context ambii să ne promiteți că dați curs invitațiilor noastre de a participa la emisiuni, ca după aceea să nu ne acuzăm reciproc că nu ne-am invitat și nu există transparență. Stimați-ne spectatori, atât a fost în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Eu vă mulțumesc, o seară bună!